Bună seara! Astăzi m-am gândit să vă vorbesc despre cum ne ajută, în mod practic, faptele bune, binele pe care îl simțim, pe care îl gândim față de noi înșine, față de alte persoane, atunci când suntem în pericol, atunci când cineva vrea să ne facă rău sau pur și simplu atunci când este direcționată asupra noastră o formă de energie negativă, o formă de răutate, durere sau frică. Binele este o cantitate de energie care, în momentul în care este emisă, adică trimisă, către oamenii din jurul meu, către ceva ce eu fac în viața mea, prin totalitatea gândurilor mele, emoțiilor mele, faptelor mele, această formă de energie este imprimată și rămâne ancorată, în primul rând, în ceea ce eu dețin din punct de vedere energetic și emoțional. Mai exact, acest bine nu este doar o figură de stil și nu este doar ceva ce eu fac din naivitate sau pentru că nu am alte variante, ci este o formă de a mă, odată, a întreține starea de bine, starea de bucurie din viața mea, și, în al doilea rând, de a fi apărat și de a fi protejat de orice formă de rău care s-ar putea îndrepta către mine. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în fiecare moment, fiecare persoană, la nivel energetic, duce cu sine prezentul, trecutul și viitorul ei. Toate posibilitățile, toate întâmplările, stările prin care noi am putea să trecem vreodată, sunt imprimate la nivelul subconștientului nostru și noi le vedem manifestate în realitatea fizică în diferite conjuncturi. În momentul în care ceea ce se află la nivelul subconștient este durere, frică, revoltă, teamă, avem în viața noastră conflicte, avem în viața noastră o stare de neîncredere, avem în viața noastră îndoială, suntem în permanență convinși că cineva ne vrea răul și nu lăsăm sub nicio formă să se apropie nimic bun de noi, pentru că noi nu putem să înțelegem și să vedem acea formă de bine. Pe când, în situația în care eu aleg să fiu bun cu oamenii din jurul meu, să vorbesc frumos cu ceilalți, chiar dacă eu nu am nimic de câștigat din asta, aleg să fiu bun chiar atunci când cineva este rău cu mine. Aleg să nu fac rău atunci când pot să fac acest rău. În acea clipă știu că binele pe care eu l-am emis și l-am trimis către ceilalți este de fapt starea mea și viața mea în care eu stau. Astfel încât, într-o situație în care eu am nevoie de ajutor, într-o situație în care eu nu mai știu ce să fac, într-o situație în care sunt disperat, sunt la capătul puterilor, am realmente nevoie urgentă de un ajutor, ceea ce eu am emis la nivel energetic către alte persoane este ceea ce eu culeg. De unde? Din interiorul meu, din ceea ce eu am emis. Pentru că orice formă de energie bună, orice formă de stare, emoție, trăire, de iubire necondiționată, de ajutor, de compasiune pe care eu o emit către absolut oricine din jurul meu, este în primul rând prezentă în viața mea, în starea mea, în întâmplările din viața mea și în emoția mea. Că acel bine apoi este ceva de care se bucură și alți oameni, acesta este un alt aspect. Dar principalul aspect este că atât binele cât și răul pe care îl facem reprezintă matricea noastră energetică, reprezintă starea noastră și, până la urmă, dintr-un anumit punct, reprezintă și soarta noastră, reprezintă și destinul nostru. Și din această perspectivă putem spune că ne scriem singur destinul. Pentru că tot ceea ce facem față de alți oameni sau le facem altor oameni este ceea ce, în primul rând, ne facem nouă înșine. Pe moment, se poate să nu ne dăm seama sau pe moment se poate să nu existe o consecință clară a faptelor bune pe care eu le fac, se poate ca eu să sufăr, se poate ca viața mea să nu fie așa cum mi-am dorit, se poate ca alți oameni care fac rău sau care se bucură că fac rău să cred eu că sunt mai bine decât mine. Dar asta nu poate fi adevărat niciodată. Pentru că binele și starea de bine și starea de bucurie poate să apară doar în momentul în care eu, la nivel energetic, am trimis către oamenii din jurul meu,
prin gândurile mele, prin faptele mele, prin tot ceea ce am făcut, am trimis ajutor, am trimis bunătate. În viață, într-adevăr, noi în realitatea fizică avem niște repere ale împlinirii unui om. Reperele fiind situația lui financiară, reperele fiind poziția lui socială, reperele fiind cât de, nu știu, multă notorietate are un om, cât de respectat este el de ceilalți și așa mai departe. Însă, în realitatea interioară, în ceea ce nu se vede, dar se simte și există și determină ceea ce se vede, avem strict bagajul de emoție și de trăire pe care o persoană îl duce cu ea din tot ceea ce a făcut și a simțit. Și în toate situațiile în care ni se pare că ni se face o nedreptate, în toate situațiile în care ne simțim puși la pământ sau ne simțim răniți, dați la o parte, trădați, în toate aceste situații trebuie să știm că absolut oricine face orice față de noi, atât timp cât intenția și starea noastră este una bună, noi nu putem fi vreodată atacați și nu putem fi vreodată puși la pământ. Pentru că energia binelui pe care tu o plantezi în tot ceea ce se întâmplă în jurul tău și în viața ta este ceea ce ți se întâmplă ție în continuu. Și tu nu poți vreodată să dai la o parte sau să te distanțezi de cantitatea de bine sau de rău pe care o faci, pentru că acea cantitate de energie reprezintă felul în care odată oamenii din jur te percep, în al doilea rând felul în care tu interacționezi cu ceilalți și în al treilea rând reprezintă baza pe care o să se construiască cele mai importante evenimente din viața ta. Asta poate să fie căsătoria, nașterea unui copil, poate să fie și un eveniment dramatic, poate să fie un accident, un divorț și așa mai departe. Dar tot ceea ce se întâmplă în realitatea fizică este generat în primul rând de conținutul la nivel energetic a intenției, a atenției, a grijii pe care eu o direcționez față de alți oameni. Și poate că uneori ni se pare că alte persoane reușesc să-i păcălească pe ceilalți sau să disimuleze sau să dobândească anumite lucruri sau anumite bunuri, nefiind sinceri, nefiind adevărați. Însă trebuie să știm că acea formă de neadevăr îi aparține doar persoanei în cauză. Și de multe ori suferim și suntem răniți pentru că noi alegem să credem că este despre noi intenția rea sau răul altui om. Da, este adevărat că răul pe care mi-l face un om poate să mă afecteze, dar în același timp, dacă eu mi-am văzut de binele meu și dacă eu în continuare rămân în starea de bine și în starea de iubire și nu urăsc și nu sunt răzbunător și nu vreau la rândul meu să fac rău pentru că mi s-a făcut rău, atunci acel bine pe care eu îl conțin la nivel energetic va reprezenta soluția pe care eu o găsesc în absolut orice situație. Va reprezenta acel ajutor nesperat pe care îl primesc de undeva, acel telefon care mă salvează, acea, nu știu, conjunctură salvatoare despre care eu spun, nu-mi vine să cred că am pur și simplu am reușit să fac asta sau s-a întâmplat un miracol. De fapt, miracolul care s-a întâmplat este că la nivel energetic ai reușit să accesezi ceea ce ai depus de-a lungul vieții tale. Și în multe situații nu facem altceva decât să ne accesăm pe noi înșine, ceea ce am făcut noi, ceea ce am gândit noi, ceea ce am simțit noi și apoi vedem consecința acestor fapte în realitatea fizică. De aceea, dacă o persoană care are în stare, în gândul ei, în emoții, ai o cantitate de energie negativă, de ură, de rău, vine către noi, iar noi suntem în această stare de bine și de iubire, uneori și e chiar indicat chiar față de persoana în cauză, nu putem fi afectați la nivel fundamental de această formă de rău, pentru că ea nu are unde să se așeze. Dacă la mine există bine, acel rău nu va putea să rămână la mine. Nu va putea să rămână în starea mea, nu va putea să rămână în viața mea și el va fi practic dizolvat de energia benefică pe care eu o conțin la nivel energetic. Dacă, în schimb, eu sunt în frică, în revoltă, în ură, acel rău va genera pagube irecuperabile în starea și în viața mea, pentru că eu nu doar că îi permit acelui rău să vină către mine, dar mă identific cu el și îl fac să fie mai mare. De aceea, capacitatea noastră de a rămâne în starea de bine, de a rămâne buni în continuare, de a nu face rău, este principala salvare pe care o avem de la
Autodistrugere, în primul rând, și în al doilea rând, este principala armă cu care ne apărăm în fața oricărei forme de rău care ar putea să vină către noi și care poate să fie contracarată doar de forța mult mai puternică pe care o avem față de orice rău, și anume binele și iubirea.